Polarea aerului din Deva este un subiect vechi și intens dezbătut pe la toate nivelurile. În urmă cu mai bine de 10 ani, specialiștii în pneumologie dădeau publicității situații și cifre alarmante. Un fel de avertisment cu privire la creșterea alarmantă a numărului de cazuri de boli pulmonare generate de aerul poluat pe care îl respiră de veni. De atunci s-au schimbat multe, în bine, spun cei ei, în măsură să monitorizeze calitatea aerului, dar subiectul poluării aerului rămâne în actualitate. Managerul Complexului Energetic Hunedoara, Daniel Andronache, a fost chemat în fața Consiliului Local Deva să răspundă acuzațiilor. În principiu am ridicat o problemă, nu personală, ci a mai multor cetățeni, spunând că, de fapt, mintea încă poluează și sunt nemulțumit de acest lucru. Și doream ca prin prezența factorilor de decizie a Complexului Energetic, Garda de Mediu și Agenția de Mediu, să putem rezolva și nu să neapărat să aducem critici, să putem rezolva într-un mod amiabil problema aceasta din Deva. Ce de ce ne mulțumim de acest lucru? Din informațiile mele, nu știu dacă sursa de poluare la care vă referiți aparține termocentralei în India. Noi deținem toate autorizațiile, și autorizații integrate de mediu și celelalte autorizații prevăzute de lege. Eu cred că, în conformitate cu toate monitorizările care se fac, am aici și dacă doriți, vi le transmit sub formă scrisă, valorile limite pentru emisii, nu depășim la niciuna din valori, că s-ar putea să fie o altă sursă de poluare. Pentru îndepărtarea suspiciunilor și liniștea consilierului, managerul Complexului Energetic Hunedoara a propus administrației locale să facă analiza aerului pentru identificarea adevăratului poluator. Colectăm împreună acel praf, îl transmitem la un laborator, se determină elementele din praf și atunci putem ști exact sursa poluării. Suntem monitorizați permanent de mediu, deci nu cred că este de la noi. Noi am verificat după ce am primit adresa domnului primar și nu cred că este de la noi. În municipiul Deva există sisteme electronice de monitorizare a calității aerului, datele fiind înregistrate direct la Bruxelles, deci nu poate nimeni să falsifice parametrii înregistrați. În cazul unor abateri repetate, nu localitatea, ci România riscă sancțiuni dure din partea Comunității Europene pentru poluarea aerului.